Astăzi este 30 aprilie 2010 și mă aflu la sediul clubului sportiv Columbofil Rahova din București, afiliat la FRSC. Am înțeles că a fost primul club constituit. Da, domnul Vasile Bihon, scuzați-mă, da. Stau de vorbă cu domnul Vasile Bihon, membru marcant în cadrul clubului și... Da, și membru fondator al clubului sportiv Columbofil Rahova, unul dintre cele mai vechi cluburi din București, într-un cartier mai puțin popularizat în bine, dar de data aceasta în domeniul columbofiliei, oamenii sunt extrem de serioși, săritori, le place acest sport, s-au îndrăgostit de ani buni de el. Și după cum vedeți în spatele nostru, oamenii își văd fiecare de treabă, fiecare are sarcina lui, s-au împărțit sarcine, porumbeii se îmbarcă. Așa că mâine să avem timp frumos și să-i așteptăm voioși acasă. Unde zburați, domnul Bihon? Mâine la ce etapă aveți? Ajut. Ce, câți kilometri din București? Peste 200 de kilometri. 200. Vremea cum se anunță? Știți ceva? Da. Ne interesăm, că e de datoria noastră, că doar lansăm porumbeii noștri, pe care i-am crescut cu mare drag. Deci mâine se anunță un timp frumos, puțin cam cald, de aceea e foarte bine dacă lansatorii ar face, s-ar scula dizi dimineață să-i lanseze mai devreme, la prima oră, în așa fel încât să nu prindă canicula. La prima etapă cum au venit porumbeii? Am zburat numai tinere de anul trecut și... Spre surprinderea mea, că eu sunt specializat în zborurile lungi, zborurile de fond. Deci preferați maratonul și fondurile, exact. Da? Dar spre surprinderea mea, puișorii aceștia sunt mici și curajoși, au venit chiar la bătaie în primele locuri. Da? Da. Am auzit că sunteți unul dintre columbofilii din București care faceți investiții serioase în porumbei. E adevărat, în ultima perioadă ce ați mai adus în crescătorie? Ei, într-adevăr. Porumbeii trebuie să arate și frumos, dar în primul rând trebuie să aibă un bagaj genetic foarte bun. Trebuie să provină de la mari crescători care au făcut ceea ce facem noi astăzi cu mult, mult timp înaintea noastră. Și de aceea am vrut să mai comprimăm puțin timpul, pentru că viața și așa e scurtă pentru a deșifra toate tainele columbofiliei. Și am făcut niște importuri de la mari crescători din Belgia și Olanda, dintre care eu, iubind zborurile de fond și maraton, am pus un accent deosebit pe un mare crescător olandez, Jan Tielen, de unde am achiziționat cu greu, ce-i drept, dar am achiziționat niște exemplare din cea mai bună porumbiță a acestui columbofil. Mare campion, care și acum la derby de la Arona Tenerife s-a clasat pe locul 2 cu albastru acela. Așa. Deci am luat linia lui Tielen Ricky, câștigătoare de Barcelona 93. Am trei exemplare, direct din nepoți, din această super porumbiță. Mai am de la Herbuț, doi porumbei, din Super Internațional Barcelona al lui. Mai am de la Williams Vinaț. De la Vinaț, da. Da, am 5-6. Am de la Vadepool, Bacle. Am destui. O crescătorie serioasă. E adevărat, da? De la sezonul competițional 2010, ce așteptări aveți, domnul Bihan? Aștept fondurile. Așteptați cu nerăbdare, da? Aștept cu nerăbdare fondurile. Porumbeii care o să-i angajez la fonduri de-abia etapa următoare vor fi angajați și așteptăm să avem timp bun. Timp bun, noi am creat toate condițiile, dar trebuie să mai ține Dumnezeu și cu noi. Să vă ajute și din punct de vedere meteorologic, așa da? Așa este. Asta este principalul obstacol în sportul acesta, că depinde în mare măsură de natură. Eu vă mulțumesc mult pentru amabilitate și vă doresc atât mâine la concursul de mâine, la etapa de mâine, cât și pentru sezonul 2010. Mult succes! Și dumneavoastră vă rog să primiți din partea noastră și pentru site-ul rrp.ro cele mai bune salutări, urări de bine și suntem deosebit de mulțumiți de prestația dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! Cu stimă! Mai bine!